tuturor! Așa cum știm cu toții, scopul asigurării este acoperirea riscului, iar principala cheltuială a cheltuia la asigurătorilor este, a fost și va fi, cea cu plata daunelor. -ă. Asigurătorii plătesc în fiecare zi calendaristică aproape 5 milioane de euro de spăgubiri. Bineînțeles, cea mai mare daunalitate se înregistrează în zona auto. Motivul este evident. În România, în fiecare zi, au loc peste 1000 de accidente rutiere. În același timp, România este pe locul 10 ca mărimea parcului auto în Europa, cu aproximativ 10 milioane de vehicule, dar este pe locul 3 la accidente produse în afara țării. Așa cum afirmă un SAR, România pare a fi țara accidentului la minut. Suntem campion la accidente rutiere și depășim majoritatea țărilor membre europene la acest capitol. Cifrele sunt grăitoare. Frecvența medie a accidentelor la nivelul întregului parc de autovehicule din țara noastră este de circa 6,6% în comparație cu Ungaria sau Cehia, care au fiecare 2,8%, sau Slovenia cu 2,6%, conform celor mai recente date disponibile. Pe lângă frecvența mai ridicată și dauna medie despăgubită în baza polițelor RCA pentru accidentele produse de aceste tipuri de autovehicule, este semnificativ mai mare decât dauna medie înregistrată la nivelul întregului parc auto. Nu în ultimul rând, foarte multe despăgubiri se plătesc pentru accidentele produse în afara țării, sumele fiind mult mai mari pentru că în unele state nu există limite de despăgubire pentru vătămări corporale sau deces, ori chiar pentru daune materiale. Cum afirmau în SAR zilele trecute, dacă asigurările RCA sunt atât de profitabile, așa cum se spune constant, care este motivul pentru care doar șase asigurători locali dintr-un total de 25 de companii sunt activi pe piața RCA. Daunalitatea extrem de ridicată iată o explicație serioasă pentru reticența asigurătorilor. În condițiile în care asigurarea RCA este deja plafonată de aproape un an, continuă să existe serioase proteste ale transportatorilor privind mărimea tarifelor practicate de asigurători pentru RCA. Noi am dezbătut tema zilele acestea, atât pe 1 ASI, cât și la emisiunile realizate la RFI și la Zodia Asigurărilor. L-am invitat pe Sergiu Costache să ne explice sintetic adevărul despre RCA. Adevărul despre creșterea prețurilor la RCA este unul destul de simplu. Prețul RCA este legat de frecvența și valoarea daunelor. Iar la ambele categorii, România este campioană. La frecvență, 6,6 mașini în fiecare an au accident. În cazul camionelor, această valoare este de trei ori mai mare, se ajunge aproape de 20%, deci un camion din cinci are accident în, în fiecare an. Iar în ceea ce privește mărimea daunelor, ea a crescut în mod, în mod constant pentru că a crescut prețul în serviciu, prețul pieselor, prețul curentului, a materialelor folosite și datorită inflației. O altă componentă a creșterii prețurilor, de exemplu pentru cei care, să spunem, anul trecut plăteau 1000 de lei pentru RCA, n-au avut niciun accident, au aceeași clasă de bonus, să zicem cea maximă B8, și anul ăsta plătesc 2000 de lei, am primit întrebarea, de ce s-a scumpit că eu am fost șofer bun? Răspunsul este legat de falimentul City Insurance și Euroins, pentru că daunele pe care aceștia s-au angajat să le plătească trebuie plătite de către cineva. Și atunci, practic, cei care plătesc sunt clienții, prin intermediul companiilor de asigurare și a fondului de garantare a asigurațiilor. Cam asta ar fi foarte pe scurt, recapitulând prețurile. RCA sunt legate de daune, de frecvența și valoarea acestora, care sunt amândouă în creștere, și de falimentele care au fost în piață recent. Mă refer la City Insurance și la Euroins. ASF a avut pe parcursul ultimelor zile mai multe runde de discuții și consultări cu reprezentanții transportatorilor din România, precum și cu cei companiilor de asigurări. Printre măsurile menite să diminueze efortul financiar al posesorilor de polițe RCA se numără posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA pe durata în care autovehiculul nu este utilizat, cu prelungirea valabilității acestuia cu perioada în care a fost suspendat, efectuarea plății primei RCA în rate. Revizuirea modului de stabilire a tarifului de primă RCA pentru contractele încheiate pe perioade mai mici de 12 luni, astfel încât să nu mai existe diferențe atât de mari între polițele anuale și cele subanuale. Discuțiile vor continua pe parcursul zilelor următoare, în vederea consolidării unui pachet de măsuri care să poată fi aplicat imediat pentru soluționarea problemelor ridicate de reprezentanții transportatorilor. Continuăm cu știri de la ASF. Consiliul ASF a adoptat în luna decembrie anului 2023 mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente. Dar să începem cu știrile pozitive. Culdip Causic a primit aprobarea ASF pentru un nou mandat la conducerea NN Asigurări de Viață. De asemenea, în urma achiziționării de către VIG a companiilor Egon din Europa Centrală și de Est, portofoliul de asigurări al sucursale Egon în România va fi transferat către Asirom VIG. Asirom a primit prea acestui transfer de la ASF. Grupama asigurări a transmis miercuri o reacție după cele trei amenzi primite în luna decembrie 2023 de la ASF, precizând că este vorba de erori operaționale care reprezintă excepții în contextul volumului zilnic de daune afizate, pe care le tratează cu atenție pentru a nu se repeta. Vorbim în continuare despre pregătirea profesională a lucrătorilor din asigurări aflăm de la ISF, Institutul de Studii Financiare, că la examenul de calificare profesională au participat în decursul anului trecut peste 23.000 de persoane, dintre care circa 21.000 au și absolvit examenul de certificare. Și noutăți de la companii. NN România lansează NN Premium Care Abroad, o nouă asigurare pentru boli grave care oferă în două ore acces la un medic coordonator dedicat și acopere cheltuieli de peste 2 milioane de euro pentru tratament în străinătate. Și încă o știre de la NN. NN a fost desemnată Top Employer 2024 pentru al șaselea an consecutiv, atât în România cât și în toate țările în care este prezent NN Group. Alianța Risk Barometer ne spune că în România principalele trei riscuri sunt reprezentate de modificările legislației și ale reglementărilor, riscurile macroeconomice, în creștere cu 32% față de anul trecut, și riscurile legate de incendii și explozii, în creștere și ele cu 20%. Incidentele cibernetice, precum atacurile de tip ransomware, încălcarea securității datelor și perturbările informatice, reprezintă cea mai mare îngrijorare a companiilor la nivel global în 2024, în timp ce riscul strâns legat de acestea, întreruperea activității, se clasează pe locul al doilea. Așa cum știți, APA, Asociația pentru Pământarea Asigurărilor, derulează în această perioadă campania de asigurări de călătorie. Partenerii campaniei vorbesc despre importanța asigurărilor de călătorie și schimbările petrecute în obiceiurile consumatorilor în ultimii ani. Călătoriile și odată cu ele și asigurările de călătorie se vor afla pe un trend ascendent și în acest an, estimează Viorel Vasile, President of the Management Board, Safety Broker. Românii încep să călătorească mai mult, iar în contextul efectelor pandemiei, încep să conștientizeze importanța unei asigurări de călătorie în străinătate. Instabilitatea financiară a companiilor de zbor, întârzierile sau anulările de zbor care pot duce la pierderea bagajelor sau la necesitatea altor nopți de cazare, au crescut gradul de conștientizare a riscurilor de asemenea și a necesității de asigurare, este de părere Viorel Vasile. Deși se află pe un trend ascendent, asigurările de călătorie nu au revenit la nivelul de dinainte de pandemie, afirmă Alexandru Apostol, director general Maxigo Broker. Din fericire, numărul românilor ce apelează la asigurări de călătorie este în continuă creștere, precizează Cristian Decu, marketing coordinator din Insurance. Deci pandemia a crescut gradul de conștientizare a necesității unei asigurări, în special pe acest segment. Să trecem în revistă și emisiunile realizate săptămâna aceasta la RFI și la Canal 33. La de Asigurărilor pe Canal 33, Sergiu Costache a dezbătut împreună cu invitații săi Nicolae Trofin de la Flip.ro și Alex Roșca de la Marș România tema achiziționării și asigurării unui telefon verde la ora de risc realizată de peste 15 ani la RFI România, Sergio Costache a discutat împreună cu invitatul său, avocatul Liviu Chiric, pe tema prețului asigurării RCA. Dacă nu ați vizionat încă aceste emisiuni, le găsiți pe canalul nostru de YouTube alături de multe alte emisiuni despre asigurări. Vă mulțumim că citiți știrile publicate zilnic pe unuasic.ro și vă așteptăm săptămâna viitoare cu știri proaspete din asigurări.